Contrar persoanelor care aplică din recomandările primite doar ce au ei chef, cei care chiar le aplică real și consecvent obțin rezultate. Iar prima categorie frecvent găsește diverse scuze în afara propriei persoane, că sunt bătrâni, că sunt bolnavi, că nu e timpul, că nu e cheful, că nu e ceva care frecvent este pur și simplu doar o decizie de a alege da? doar uh, diverse bomboane de pe coliva asta care crezi tu că nu trebuie mâncată toată ca să nu mori tu. Și uite așa, în loc să obții rezultate, obții diverse scuze cum cumva Treaba nu merge, de fapt, că ești bătrân, că ești bolnav, că nu se poate. Dar nu lucrez doar cu tine. Și lucrând, practic, cu mii, cred că am trecut de 10.000 de persoane extrem de bolnave, multe dintre ele și bătrâne și bolnave, care au obținut niște rezultate absolut extraordinare. Am început, treptat, treptat, an după an, să-mi dau seama cine, Alege așa doar ce are chef din ce are de respectat și cine, practic, respectă disciplinat ceea ce are de respectat. Și spun frecvent că am onoarea să lucrez cu oameni bolnavi și puternici care reușesc să obțină niște rezultate absolut extraordinare, cu toate că sunt bătrâni sau bolnavi. Și Frecvent uh, uh, sunt uluită, inspirată și absolut încântată de cât de puternic poate să fie corpul și creierul uman atunci când persoana care le deține decide că este puternic și decide că poate și această decizie luată și asumată uh, m-a încântat recent în cazul unui domn care, cu toate că Uh, tocmai a trecut printr-o perioadă chirurgicală absolut grea și cu diagnostic oncologic absolut serios și cu multe, multe alte boli, un caz de nutriție clinică și oncologică mai complicat. Cu toate astea, prin decizia că este puternic și că el chiar poate, a reușit să-și îmbunătățească analizele și starea de bine în toată perioada asta perichirurgicală la un nivel absolut extraordinar. Deci, se poate. Dar, ca să se poată, trebuie să decizi tu personal. Nimeni nu o poate face în locul tău. Că poți personal, trebuie să te uiți la ce ai de făcut și să-ți dai orgoliu la o parte și să-ți dai acest mic pseudonutriționist, mic drăcănel de pe umărul tău care zice asta nu-mi place, cu asta nu sunt de acord, la 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 la. Și să faci real, disciplinat și perseverent ceea ce ai de făcut și să vezi negru pe alb pe analizele tale că situația se îmbunătățește real. Dar pentru asta trebuie să te întrebi măcar, înțelegi că dacă nu te schimbi real, real rămâi la fel?